De ce broscoii au pete pe spinare? Cu mult, mult timp în urmă, păsările s-au hotărât să se adune în înaltul cerului și să dea o mare petrecere. Dar exista o inimă tristă a broscoiului. Nu se putea el obișnui cu ideea că nu va participa la această sărbătoare. Început să se gândească în toate chipurile cum să facă să poată merge. Pe neașteptate, auzit o păsăr vorbind că va fi și muzică, va veni condorul cu chitara. Broscoiul n-a stat să asculte mai mult. Ceea ce auzise era de ajuns. Cuvântul chitara avea pentru el un efect magic. Fără să mai stea pe gânduri, porni spre casa condorului, sus în vârf de munte. Când cu greu ajunse acolo, văzu că acesta nu plecase, iar chitara aștepta afară la intrare. Broscoiul nici nu-și dori mai mult și dintr-un salt intră în chitară. Când ieși condorul și-și luă chitara, simți că era ceva mai grea ca de obicei, dar cum se afla în întârziere, nu dădu importanța acestui lucru luându-și zborul. În chitară, broscoiul se gândea cât de frumos va fi la petrecere. Păsări în veșminte strălucitoare, lumini, muzică, dans, mâncăruri alese, băuturi fine și multă veselie. Condorul, cum ajunse, fu întâmpinat de prietenii lui, lăsă chitara la intrare și uită de ea. Când veni vremea să plece, își lua chitara și porni înapoi spre casă într-un zbor obosit și șovăielnic. Cum mișca el așa gale din aripi, șerpuind pe deasupra stâncilor colțuroase, condorul scăpă chitara. Aceasta a început să coboare vertiginos din înaltul cerului spre abisurile prăpăstilor, învârtindu-se ca un titirez. Bietul broscoi se simți pierdut, dar nu apucă bine să se gândească la soarta sa, că temnița zburătoare în care se închisese de bunăvoie se izbi de stânci și se sfărâmă. Nimeni n-ar fi putut crede că dintre așchile și corzile rupte ale chitarei putea să iasă șchiopătând și plin de răni. Și se spune că de atunci toate broaștele au rămas cu pete mari pe spinare, urme ale rănilor primite în cădere și cu ochii bulbucați de atâta spaimă.